ești. Doamne, ești tu. Ne-am întors, ne-am înmulțit. A născut Serghei după flotările alea, îl caută femeile, deci e plin. Adevărul că poți să-i că stai mie, că stau la culoarea mea. A primit și Liviu Guță un mesaj și vreau să-i răspund telespectatorului. N-am să citesc mesajul, că mie îmi place să vorbim cu dovezi, deci când acuzi un lucru, eu te-am întrebat dacă ai un exemplu concret, că așa ce era? E ce ușor. Era? Ce ai zis? Un domn pe Facebook care l-acuză pe Liviu de ceva, nu că îi țin eu apărarea, dar vino concret și spune, uite, mi s-a întâmplat mie. Mă las cu deștea, că sunt tu de facem oameni. Facem un schimb de telefoane, te băgăm în direct și să vedem. Știi cum e mare, că n-ai succes și alea? Nu prea. Încep așa să vă... Dar nu are dovezi. Domnul Ursu, că îți dau numele, sunt aproape de menopauză, femeie serioasă, nu mai halezi din asta, să mor eu. De zi acolo concret despre ce-i vorba și... Ursul era din aparat sau din platou? Din aparat. Pe zi, mă, eu așa, că uitați-vă care e Ursul din trăiește. Cu cine? Eu fac Ursul. După Aurelia o știm, deci a venit Aurelia Petrache, care o să-mi țină locul aici peste vreo jumătate de oră, pentru că trebuie să plec la ziua celui mai bun prieten al meu. Și Liviu ne-a adus niște prieteni, nu? Și da, uite, am adus... Și spune pe cine, că eu am, nu știu. Am adus un invitat pentru voi aici. El e invitat? Asta. Păi sunt 18, nene, nici nu... Nu, eu zic de solist. Eu zic mai greu. Stai mă așa, vorbești tu repede. Stai am să mă sură. Tu fă de ce flătări. Dar am fost ministru, mă, cum îi vorbești tu cu stai mă așa? Eu vorbeam pardon, de curs. Stați mă așa. Un singur om poate să-i vorbească așa. Pardon, stați mă așa. Nu-i dăm numele. Cine? Urs. Urs. A, da. Zi. Ionuț Prințu. Mici? Care are mici și formația lui, care are o piesă foarte foarte tare, mai tare să vorbesc și eu. Da, de are ce? Un hit care toată lumea îl cântă, dar nimeni nu știe că e melodia lui. Te iubesc din corazon. O piesă foarte... Păi și lumea știe că e melodia cu ea, lui Salam, nu? Sau a cui? Nu, lumea știe, dar nimeni nu vorbește. Dar fel mă pe Ionuț, acum vorbești. Păi tu cu mine ai vorbit. Paula Iacob, cine ești tu? Îți dau cu iPhone. Ai căzut în borcanul de muștar și le dai în piesa ta? Adică cum? Da, în mare parte s-a făcut o confuzie, pentru că o cântă toți soliștii, e o melodie aproape cu... E hit-ul momentului, hit-ul, zic da, eu. Da, ca să nu acum, vorbesc... Pentru din... cunoscătorii de muzică... Dar poți să vorbești tot ce la noi în emisiune, că noi... Dar nu vorbi prostii și nu știi... Dacă nu poți să fac semne. Zi! Da. Dom'le, mă, mănâncă în colțuguri. De ce? Nu-i fac copt, dar nu e normal să facă ni semne. Zi, Ionuțe, nu luăm seamă. Zi, pe numere 5, știi ce înseamnă. Da, mare parte, marea majoritate a soliștilor cântă melodia, dar unde se află și unde cântă... Da, ți-o cântă în ce sens? Tu ai compus melodia da, ta? Da, versurile sau muzica, tot, linia mea? Tot, ești muzică. Te-ai dus la aia, acolo, la compozitor, la Osim, la unde se duce? Cine se duce, mă? Romeo Fantastic? Unde se duce, de ea, la Uniunea Compozitorilor, unde se duce Romeo să Fantastic? Nu, pe toată că... pianele când îl văd. Când îl vede măculețul, îl dă cu capul la ușă. Își dau cu viorile în cap, își bag bagheta în ochi. Da, suntem prieteni și n-am vrut să... Dar nici nu te duci să-ți o înregistrezi, că-ți fie a ta acum. Păi ei, deja săptămâna care vine mă duc să o înregistrez. Ei, bai, dă-mă, ia și mie ciunga asta de la sub braț, că-mi păr, nu, ce dracu mă, te duci să o înregistrez. De adevărat, rupie, vrei să spun bun. Aia, că am descoperit-o aia? Cum da, îi zice, da. Mă, ia-mă viața mea în brațe, că e o melodie evrească. Toate sunt copiate. Evident. O să citim. Păi și n-o cânti astăzi, Aurico? Dacă vorbim 17? Nu se înțelege. Păi vezi că numai tu vorbești, gură mare. Ai ceva de promovat cu ziarul Click? Îți dau un subiect aici, că avem un subiect la formație. Da, 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 să-ți fac cunoștință cu cineva, Aurelio. Dar nu în direct. Am problemă cu la valiera, deci nu mă auzi, puțin să-mi... Apasă-te. Apasă. Gata. Cum e? Ba da, că se aude la valiera. Zine și nouă măcar, că uite, nu s-a încărcat ziarul, nu e 12 noaptea. Mă, mi s-a descărcat bateria. Ce vrei să zic? Ce capete de ziar ai cu mâine? A, nu chiar, nu pot să știu tot. Bine, zi subiectul tău de mâine din ziar. Nu pot să spun subiectul meu. Da. Mi-a plăcut foarte mult și de asta l-am scris. Știi cum a debutat sau a redebutat Andreea Marin în televiziune? Oh, nu știu, dar nici nu mă interesează. Zi, a fost învinsă de Mickey Mouse. De un știi, cum să fie? Deci cum s-a făcut ce un rating mai mic? Știi cum am debutat eu în mediul infracțional? Dar nu, dar știi cum mi-e să faci un rating mai mic? Cum mi-e să faci un rating mai mic decât un canal de desene animate? Face ea? A, asta e ideea? Că face ratingul pe care face ea la realitatea e mai mic decât ăla de la Minimax. Nu de la... Disney Channel. Disney Channel, da. Nu-mi contează, ca idee. Și eu știu să... Păi, se uită mai puțin. Dar ce emisiune are ea? Că n-am văzut.
Ce face în emisiunea România? Aduce oameni obișnuiți să se laude, nu știu. Că ce, că au înghițit săbii, că ce... N-am fost dragă emisiunea, nici măcar eu n-am făcut. Dar mă gândeam așa, mă uitam la amândouă și la Răduleasca și la ea, cât de bună e Răduleasca aia, frate, n-o regreta o bănică? Nu știu, mare, mă rog, frumos, puțină disciplină. Bine, și așa mare nu arată rău, dar vreau să zic că mie, pe mine mă distrează la maxim. În fiecare duminică după amiază, toate cotidienele dau... Ce bună e Mihaela Rădulescu în emisiune. Bună, mă, dar nu poți dintr-o emisiune întreagă noi să scoatem decât că aia e bună. Păi, e bună, mă, e bună, chiar e bună. E bună ea pe persoană fizică. E bună ea pe persoană fizică, e bună emisiune, da. E bun dialogul. Da. E frumoasă, mie îmi place de ea. Noi mai avem și despre Teo. Despre cum, nunta... Ce poziție ați adoptat în povestea asta cu nunta și cu tatăl ei? Echidistantă. Am dat părerile ambelor părți. Da, tu știi mai bine decât mine, care m-am uitat telespectator. Uite, chiar am auzit în culise. De unde a pornit scandalul ăsta? Adică discuții. Ce a făcut taică-su practic? Măi, să știi că ei sunt certați cu mult înainte de ceea ce știi tu. Pentru că tatăl ei n-a fost invitat nici la botezul fetiței. Da, să știu motivele, adică eu cred că un părinte nu poți să-l ierți pentru viol, pentru dacă ți-o moară mama, dar așa, că te ceartă sau nu e de acord cu tine, cum să te superi pe viață, să nu încheie părintele tău, nu? A fost că... Citesc, că fac așa, că la prima căsătorie... Uite, Daniel Iordan, ucigașul studente din Făgăraș, a fost ucis în închisoare. Foarte bine, nu e scris. Voi scrieți, da, cine, la Monde, cine e omorât în... Cine? Unul măcar l-a murit pe unul, l-a murit la tine, da. Păi nu, că de ce? S-a mai întâmplat așa, cred că e penitenciarul din Brașov, că... La Codlea, ai văzut? Auzi? Dar fii atent, au renovat ăștia pușcăria. Au renovat pușcăria asta la Codlea și... Eu nu am văzut în viață. Și eu trec pe lângă pușcărie pe acolo și zic la unul, păi uite, aici să stau eu. De mult, prin 98. Îți foarte repede dacă vrei. Prin 99, că zic, băi, aici îmi place să stau, era frumos, făcut în color. Și eu, da, doamne, pe pușcăria. Au, uite, i-am zis vilă. I-am zis că asta e vilă mare. Asta e și uite cât am casa, mă. Da. Mara, nu mai zici nimic? A omorât o studentă, a intrat peste ea în casă și a omorât-o, mă rog, și un alt viețaș i-a dat, cum se întâmplă de fapt, mai e cineva, dacă vă amintiți cazul ăla cu două crime duse în Bacău, fetele îngropate acolo, fică de polițist, da. Și la fel un viețaș i-a dat la liniștit pe ăla, l-a omorât acolo. Mă rog, l-a omorât în bătaie. Morala? Violența nu ajută nimeni. Dar de învățătoarea aia, că am uitat să te întreb, care au murit-o pe măsa, conștă 70 de lor. Ai văzut, bă, ce? Am 70 de lor. Nu, aia era dezacrată. Și numărate. Da, clar. Da. Cum să te mult, bă, mai? Numărate. Da, l-am ucidit-o. Doamne, vreți să vă spun ce-i pe alte posturi? Are apărut nebuna aia din, nu știu de unde e, din Bacău, cu Carmen Șerban, a noastră, care zice, acum a venit, nu mai e lesbiană, dar au consumat stupefiante împreună. Băi, stă minta. Da, și e la... La cine? La prietenul la vostru. Prietenul nostru. Asta sunt ștouri. Eu chiar am crezut că sunteți prieteni în continuare. Păi suntem prieteni. Deci am zis la modul sincer. Da. Că nu, eu chiar n-am nimic. Ei nu sunt prieteni cu Mădălin Ionescu. Noi singur, nu știu, nici eu. Păi și cu ăla vrei să zic ceva, n-am nimic. Da? Bun asta. Dar dacă atât am duce pe... Eu m-aș juca până așa omorât. Dacă, hai mă să cântăm mai bine, nu? Pe Mădălin? Ce ne cânt, Ionuț? Că săracul se uită așa... Între bodyguardii noștri. Noi suntem o emisiune de retardați. Ești major sau ești minor? Ești major, sunt major. Bravo. Deci nu te putem băga la școală de curățenie, te băgăm de... De la profesioniști. Bine, ce ne cânt? Ai fost la pantalon cu la capitală, la pantalon scurt? Nu, tate, nu, ferească Dumnezeu. Dar doamna Lupu nu mai e de mult. Deci ce ne cânt? Iubire de corazon. Bine, amintire. De zi, lasă-mă săracul băiat să zică măcar ce ne cântă. Am să vă cânt melodia hitul anului 2012, live, 100%, te iubesc din corazon. Să cântă live, dragii mei, să nu cum cântă Liviu.